Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile Accent Info. Sunt Rodica Cravcenco și propun să urmărim evenimentele de până la această oră. După efectuarea altor 594 de probe COVID-19, virusul a fost confirmat în condiții de laborator în 115 cazuri, iar conform criteriilor clinico-epidemiologice au fost înregistrate 135 de cazuri tratate la domiciliu, anunță ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Începând cu data de 10 aprilie, diagnosticarea ne-am propus-o ca să o realizăm în baza la două metode. Este vorba despre metoda de laborator, dar și diagnosticarea în baza criteriilor clinico-epidemiologice. Nu în zadar revin la acest aspect, pentru că am menționat că avem în baza criteriilor clinico-epidemiologice diagnosticate 135 de persoane care actualmente sunt în tratament la domiciliu. Totodată avem persoane care sunt testate în condiții de laborator și astăzi au fost procesate 594 de probe. Ca rezultat avem 115 cazuri pozitive. Potrivit ministrului Sănătății, unul dintre cele 115 cazuri de COVID-19 depistate în condiții de laborator este de import și a fost adus din Marea Britanie. Restul sunt secundare cu transmitere locală. Totodată, pentru o mai bună gestionare a situației, va fi extinsă rețeaua de laboratoare la Bălți și Cahul și vor fi create încă două platforme de laborator în municipiul Chișinău. Victoria Parfentie, Accent TV. Tratamentul copiilor la Spitalul de Boli Infecțioase a fost mereu gratuit, iar o pandemie nu poate modifica acest lucru. Despre aceasta a declarat Ludmila Bârcă, șeful instituției medicale, identificată de Ministerul Sănătății drept strategică pentru tratamentul copiilor infectați cu noul tip de coronavirus. Medicul a subliniat că în acest sens statul plătește tratamentul acoperind toate costurile din Fondul de Asigurări Obligatorii de Sănătate. Nu există întrebare despre poliță de asigurare când vorbim despre copii și niciodată nu a existat. Începem de la asta. Spitalul de boli contagioase copii nicicând nu a acordat servicii contraplată și nicicând nu o să acorde. Ludmila Bârcă a asigurat populația că spitalul pe care îl conduce este dotat cu o cantitate suficientă de medicamente necesare, iar medicii care lucrează în unitatea medicală sunt dotați cu un număr suficient de echipamente de protecție. În același timp, vorbind despre situația internă din spital și despre starea de spirit a medicilor care lucrează acolo, Bârcă a menționat că, de la începutul epidemiei în Moldova, niciunul dintre medici nu și-a exprimat dorința de a renunța. Dimpotrivă, potrivit directorului, vede o solidaritate fără precedent a personalului medical. Directorul a dat asigurări că medicii nu fug de pandemie, dimpotrivă, realizând lipsa cadrelor medicale, pediatrii din alte clinici sar în ajutor. Noi am fost foarte uimiți de voluntari. Noi avem o grupă de rezidenți pediatri care au putut bine mersi să stăie într-o clinică pediatrică unde nu sunt COVID, dar ei au expus dorința toți, absolut, toți șase să vină și să stăie, să lucreze, voluntariat să facă în timpul COVID-ului la noi în spital. În plus, medicul a spus că datorită măsurilor de siguranță, în ciuda numărului mare de pacienți cu coronavirus în spital, niciun angajat al instituției nu a fost încă infectat. Anea Lăsicova, Rodica Cravcenco pentru Accent TV. În timp ce noi alegem să stăm acasă, susținând astfel eforturile statului în vederea răspândirii virusului COVID-19, sunt oameni care își pun realmente viața în pericol pentru binele nostru comun. Ei nu stau acasă, la fel ca cei mai mulți dintre cetățeni, dar zi de zi, 24 din 24 de ore, se află în prima linie de luptă cu coronavirusul. Un astfel de erou este și medicul Spitalului Clinic Republican pentru Copii, Emilian Coțaga, Ala Jivalkovski. Anume, ea este eroul reportajului nostru. În legătură cu răspândirea coronavirusului în Moldova, secția de pediatrie a Spitalului Clinic Republican pentru Copii, Emilian Coțaga, a fost reprofilată pentru a oferi îngrijire medicale corespunzătoare copiilor infectați cu coronavirus. La moment, în secție sunt tratați 16 pacienți, dintre care 8 copii și 8 adulți. 11 din 16 persoane au confirmat prezența virusului COVID-19, iar 5 așteaptă rezultatele testelor. Ala Jivalkovski, șefa secției de pediatrie, recunoaște că până de curând nu credea că ea și colegii săi vor ajunge să trateze pacienții diagnosticați cu noul tip de coronavirus. Наш долг оказывать медицинскую помощь
Datoria noastră este cea de a acorda ajutor medical. Noi și mai înainte am avut a face cu diverse tipuri de infecție și virus, însă de această dată a fost primul pacient și, bineînțeles, că a existat o anumită frică. Este vocația noastră, datoria noastră, obligația noastră. Este și un risc, deci este, prin urmare, și oarecare frică. Este risc, este, bezuslovna, strach. Acum, consultarea de către medici a micilor pacienți arată cu totul diferit. Copiii sunt deja obișnuiți cu costumele neobișnuite ale medicilor și manifestă o atitudine binevoitoare și înțelegătoare față de necesitatea de a lua anumite medicamente și de a respecta procedurile medicale. Cel mai mult comunicăm cu pacienții și cu părinții micilor pacienți care așteaptă să se însănătoșească cât mai rapid și să fie cât mai repede externați. În momentul în care îmbraci acest costum, te gândești mai întâi de toate cum să te protejezi pe tine însuți, pe colegi și pe cei de acasă. În același timp, te gândești și la pacienți. Potrivit medicului, într-o situație atât de dificilă, este necesar ca emoțiile să treacă pe planul 2. Există însă pacienți pentru care sprijinul și grija acordată poate juca un rol important în procesul de vindecare. Avem un singur copil, are puțin mai mult de 11 ani și este singur. Părinții lui sunt în Italia, iar bunica este internată tot la spital și deci copilul e de unul singur aici. Dar noi o susținem, la fel este încurajat și de către prietenii săi. Mulți astăzi sunt îngrijorați de situația financiară a medicilor noștri. Reamintim că de la 1 aprilie 2020, salariul lucrătorilor din domeniul sănătății din Moldova a crescut cu 10%. Dar, după cum recunoaște chiar doamna doctor, acum nu există timp să ne gândim la salariu, pentru că tot ceea ce contează acum cu adevărat este cel mai fără de preț lucru din această lume, viața oamenilor. Ne-au spus că ne vor majora salariile, dar deja noi nu ne mai gândeam la asta. Ne gândeam dacă ne îmbrăcam corect, dacă ne dezbrăcăm corect și dacă facem totul corect. Și când intri în box sau unde se află pacientul, nu te mai gândești la asta. Vezi un copil în fața ta, vezi o mamă în fața ta, vezi un tată în fața ta care așteaptă ceva de la tine, deoarece aceasta este chemarea noastră. Suntem obligați. Ne facem datoria. Acasă, Ala Jivalkovski este așteptată de soțul ei. Femeia recunoaște că sentimentul de neliniște pentru sănătatea celor dragi nu o părăsește. Dar pentru un medic, salvarea de vieți este cea mai importantă. Încercăm să limităm contactul. Suntem întotdeauna în camere diferite. Bineînțeles că există teama pentru cei dragi. În ciuda tuturor dificultăților cu care se confruntă Ala Jivalkovski, ea nu cade pradă descurajării. În fiecare zi, ca o adevărată luptătoare, ea merge în prima linie a luptei împotriva coronavirusului. Ala ne-a împărtășit singurul ei vis, ca în viitorul apropiat, toți pacienții săi să părăsească spitalul și neapărat să fie cu zâmbetul pe față. Ilona Vedrașco, Nicolae Vasiliev, Accent TV. Ne închinăm și noi, medicilor țării, continuăm ediția. Astăzi, președintele țării a convocat o ședință de lucru cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate aniversării a 75-a, a victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei. În cadrul ședinței s-a decis ca mai multe acțiuni stabilite anterior să fie realizate. Este vorba despre restaurarea și amenajarea complexelor memoriale, salubrizarea cimitirelor militare, vizitarea și felicitarea veteranilor la domiciliu, depunerea pe 9 mai a coroanei de flori de către conducerea de vârf a țării. Totodată, reieșind din situația de criză în care ne aflăm și restricțiile impuse de autorități privind manifestările în masă, participanții la ședință au fost unanimi în opinia că evenimentele în masă, precum Marșul Victoriei, Regimentul Nemuritor și concertul festiv dedicat zilei Victoriei, să fie transferate pentru data de 24 august, ziua eliberării Moldovii de sub ocupația fascistă, a scris șeful statului pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a comunicat despre modul în care va fi adus focul haric în Moldova, precum și despre ce va fi permis și ce va fi interzis în sfitele zile de Paște. Astfel, în ajunul sărbătorii de Paști, preoții, însoțiți de colaboratorii poliției, vor merge la aeroport pentru a primi focul haric. După aceasta, ei vor însoți focul până în punctul în care acesta va fi transmis către toate bisericile țării. Cu referire la sărbătoarea propriu-zis,
acea mai mare sărbătoare a anului. A fost primită decizia ca în acest an slujbele în biserică să fie desfășurate de către slujitorii biserici, fără inoriași. Sfințirea merindelor nu se va întâmpla în biserici sau în curțile bisericilor. În sate, localități, în orășele unde este posibil, cetățenii vor scoate merindele, cozonacul, la poartă, iar preoții vor merge pe străzi și vor sfinți acești cozonaci, aceste merinde. Ministrul a subliniat că această procedură este interzisă pentru locuitorii Chișinăului. Aici, spune oficialul, sunt o mulțime de oameni și, în consecință, riscul de infecție cu coronavirus crește semnificativ. Dar, pentru ca locuitorii Chișinăului să poată primi cozonacii și pasca de Paști sfințite, s-a ajuns la un acord între Mitropolia Moldovei și producătorii de produse de panificație. Preoții vor sfinți produsele de Paște direct la întreprinderea de stat Franzeluța, precum și în mai multe companii private. Acest lucru va permite tuturor să cumpere cozonaci deja sfințiți pentru Paște și la Chișinău. Ministrul de Intern a făcut și unele recomandări suplimentare pentru cumpărători în ajunul sărbătorii. Noi vă recomandăm să procurați aceste produse de la magazinele specializate. Noi vă recomandăm să păstrați toate măsurile de protecție a dumneavoastră și să nu ieșiți din casă fără mănuși sau măști de protecție. Noi chemăm agenții economici, administratorii la aceste magazine, să pună la dispoziție atât a vânzătorilor cât și a cumpărătorilor aceste măsuri de protecție, dezinfectant, mănuși, măști. Comisia pentru situații excepționale reamintește despre interzicerea comerțului stradal de carne și produse lactate și menționează că se pot vinde numai produse locale, legume și fructe. Ana Lăsicova, Irina Staver, pentru Accent TV. Revenind acasă, în Moldova, peste 135 de persoane diagnosticate cu COVID-19, dar care nu necesită spitalizare, se tratează acasă. Mulți dintre cei depistați cu COVID-19 au forme ușoare ale bolii, de aceea pot să se trateze la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie. Însă, atât bolnavii cât și membrii familiei trebuie să respecte câteva reguli elaborate de ANSP pentru a preveni răspândirea infecției. Astfel, un bolnav de COVID-19 care se tratează la domiciliu trebuie să se izoleze de ceilalți membri ai familiei. Cel mai bine este să stea într-o cameră separată. Dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui improvizat un paravan de protecție din polietilenă, stofă sau sticlă organică. De asemenea, persoana diagnosticată cu COVID-19 trebuie să evite pe cât de mult posibil deplasarea prin locuință, iar spațiile folosite în comun, cum ar fi baia sau bucătăria, trebuie aerisite și igienizate cel puțin o dată pe zi. Totodată, bolnavii trebuie să evite contactul cu gravidele, copiii și persoanele netate. Cei care îngrijesc persoanele infectate cu noul coronavirus trebuie să se spele frecvent pe mâini cu apă și săpun sau dezinfectant după orice contact. De asemenea, trebuie să folosească mănuși și mască de protecție de unică folosință. Bolnavii vor fi asigurați cu veselă și tacâmuri proprii, iar hainele și lenjeria acestora trebuie spălate la o temperatură de cel puțin 60 de grade Celsius. Dacă starea de sănătate a bolnavului se agravează, apelați serviciul de urgență 112. Locuitorii municipiului Chișinău pot sesiza autoritățile locale despre problemele acute din capitală pe mai multe domenii pe platforma online eu.chisinau.md. Aceasta a devenit funcțională după ce a trecut perioada de probă la sfârșitul anului 2019. Utilizatorii platformei vor selecta problema din cele 9 categorii care se conțin pe site: comerț neautorizat, construcții neautorizate, locuințe, drumuri, gropi și semne rutiere, energie electrică, termică, gaz, iluminare și semafoare, maidanezi, parcuri, scoaruri și spații verzi, salubrizare. Preturile de sector sunt desemnate în calitate de subdiviziune responsabile de examinarea sesizărilor depuse de cetățeni pe platforma electronică. Persoanele responsabile vor recepționa sesizările parvenite și vor iniția demersuri pentru soluționarea problemelor enunțate cu subdiviziunile municipale de profil. Platforma online euchisinau.md este un proiect implementat de Primăria Municipiului Chișinău în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova.
Activitatea ilicită pe timp de pandemie, polițiștii Inspectoratului de Poliție a sectorului Ciocana, în urma măsurilor întreprinse privind respectarea măsurilor și neadmiterea răspândirii virusului COVID-19, au documentat activitatea ilicită a unui agent economic. Acesta comercializa băuturi alcoolice în lipsa actelor de proveniență, iar în fața punctului comercial se adunau grupuri de persoane care consumau băuturi alcoolice. În cadrul verificărilor, polițiștii au depistat și ridicat 50 de litri de alcool în asortiment, care era îmbuteliat în sticlă de diferite dimensiuni, fără actă de proveniență și de o calitate dubioasă, iar la punctul comercial se adunau grupuri a câte 4-5 persoane, unde consumau băuturi alcoolice, astfel încălcau prevederile dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale. Astfel, în urma încălcărilor depistate de către forțele de ordine, agentul economic a fost documentat conform prevederilor articolului 71-1 cod contravențional, nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și sau combaterea bolilor epidemice și aplicată amendă în mărime de 50.000 de lei. În acest context, la data de 13 aprilie curent, în baza dispoziției emise de pretorul sectorului Ciocana de către angajații întreprinderii municipale pentru servicii locative de comun cu polițiștii Inspectoratului Ciocana, antrenați la asigurarea ordinii publice, punctul comercial a fost demontat și evacuat. Este de menționat că din momentul aprobării hotărârilor Comisiei Naționale pentru Situații de urgență, pe teritoriul municipiului Chișinău au fost întocmite în total 620 de procese verbale. Din acestea, 13 sunt agenți economici care nu s-au conformat cerințelor și măsurilor impuse prin hotărârile respective, iar în 607 cazuri sunt vizate persoanele fizice care nu au respectat măsurile de prevenire a virusului. Examenele de absolvire a gimnaziului și testarea națională a învățământului primar ar putea fi anulate. Despre aceasta a anunțat ministrul educației, menționând că un proiect de decizie în acest sens va fi înaintat Comisiei pentru Situații Excepționale. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării consideră că este oportun să nu fie organizată testarea națională în învățământul primar și va propune Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova un proiect de decizie în această privință. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării consideră că este rațional să nu fie organizate examenele de absolvire a gimnaziului și va propune Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova un proiect de decizie în acest sens. În context, menționăm că elevilor care finalizează acest an de studii, clasa a noua, vor fi eliberate certificate de studii gimnaziale în baza notelor medii anuale obținute pe parcursul claselor a 7-a a 9-a. Cu referire la examenele de bacalaureat, MEC va lua o decizie definitivă în funcție de data în care va fi permis accesul elevilor în instituțiile de învățământ. Aceasta poate fi luată la mijlocul lunii mai. Cu siguranță însă, examenele de bacalaureat nu vor fi anulate, ci doar amânate. Opțiunea prioritară pe care ne-o dorim este bazată pe experiența statelor europene, care presupune desfășurarea examenelor de bacalaureat în luna la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, dacă situația de criză va lua sfârșit. Totodată, MEC a ținut cont de multiplele solicitări ale părinților și cadrelor didactice de a nu întrerupe procesul educațional în săptămâna de după Paști, mai ales în contextul pauzelor anterioare, dar și a restricțiilor de circulație emise de Comisia Situații Excepționale pentru această perioadă. În această săptămână, elevii vor avea ore, însă se vor exclude temele pentru acasă. Rodica Kravchenko pentru Accent TV. Peste 300.000 de elevi din instituțiile de învățământ public din capitală și aproximativ 10.000 de copii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia curând de lecții online. Cursurile sunt parte a proiectului Educație Online și sunt testate deocamdată în blocul 3 al Universității Tehnice a Moldovei, acolo unde cadrele didactice din capitală înregistrează orele în format digital. Cursurile se vor desfășura în două limbi, ruse și limba de stat. Biblioteca digitală va conține aproximativ 4.000 de lecții video pentru elevii claselor 1 a 12 la 15 discipline din profilul real și umanist. Ceea ce încercăm să facem noi este să dăm acces neîngrădit și liber tuturor elevilor la materiale video calitative filmate de către cei mai buni profesori și cei mai buni operatori. La elaborarea orelor de curs participă 150 de dascăli din capitala țării. Unul dintre aceștia este și Liliana Tcaci, care pentru a capta online atenția copiilor de clase primare, aplică metode interactive de predare. În această propoziție cuvântul mare este utilizat cu sens figurat. Spre acea mare cu flori, acea poiană tare dornică și așteptată de albine. Este foarte dificil să ții
să-i ții aproape, să-i ai aproape pe copiii din clasa a doua, pentru că se pierde undeva legătura asta și strânsă dintre învățător și copil. Tatiana Comendant predă geografia claselor a 12-a. Pentru că sunt în prag de bacalaureat, dascălul a ales metoda de predare vizuală, astfel încât examenul de geografie să fie susținut pe notă maximă. Noi nu putem să comparăm o lecție online cu o lecție obișnuită în care copilul este pus să lucreze, în care tu faci o analiză. Aici noi predăm 15 minute, noi suntem cei care trebuie să-i explicăm printr-o metodă ca copilul să înțeleagă. Proiectul Educație Online este deocamdată unul pilot și va fi aplicat din 20 aprilie. Noua metodă de studiu va fi recomandată elevilor de către 27.400 de cadre didactice. Acesta este implementat de Primăria Municipiului Chișinău și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în scopul asigurării procesului de învățare la distanță în perioada situației de criză COVID-19. Victoria Parfentie, Eugen Gumeniuc, Accent TV. Iar acum despre vreme, meteorologii prognozează pentru astăzi ploi slabe pe întreg teritoriul țării și temperaturi cuprinse între plus 13 și plus 15 grade Celsius pe timp de zi. În nordul țării, maxima termică va fi de plus 13 grade Celsius, iar pe timp de noapte, mercurul va coborî în termometre până la minus 5 grade. În centru va fi plus 14 grade Celsius pe timp de zi și în jur de minus 3 grade noaptea. În sud va fi considerabil mai cald, în jur de plus 15 grade Celsius ziua, iar noaptea plus 1 grad. De astăzi, vremea se răcește din nou, iar pe alocuri sunt posibile înghețuri în cursul nopții. Doamnelor și domnilor, atât până la această oră. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul nostru acratimatv.md sau accesând pagina noastră de Facebook, Adna Clasnic, Telegram.